Dumneavoastră, atunci, veți candida la parlamentare de anul viitor? Nu candidez la parlamentare. Nu am, în primul rând, eu nu sunt membru nici la un partid politic. Nu, avem votul mixt acum și puteți candida circumscripții. Cu votul ăsta mixt sunt foarte multe speculații. Dacă cineva crede cu un candidat independent se va putea bate cu partidele politice pe circumscripții, își face iluzii. Ar fi bine să vadă exact cum funcționează acest mecanism și cum a funcționat în alte țări în care el există. Tot partidele sunt cele care își promovează oamenii pe circumscripții. Vor fi excepții. Da, vor fi câteva excepții unde s-ar putea să treacă unul sau doi independenți, mai ales în zonele astea unde spiritele de mândrie regională sunt foarte mari, dar și acolo partidele vor găsi să promoveze oameni care răspund necesităților și cerințelor alegătorului. Eu nu cred că vom avea un parlament format din independenți. Eu cred că vom avea un parlament structurat politic, fără niciun dubiu. Întrebarea mea este ce partide vor avea resurse și ce partide vor avea capacitatea să capteze simpatia electoratului. Și atunci de ce a fost modificat codul electoral? Pentru ce? A fost o decizie politică. Trebuie să întrebați pe cei care au venit cu această modificare. Reforma electorală era necesară, fără dor și poate, deoarece nu, sistemul ăsta nu era cel mai potrivit pentru Republica Moldova, dar să vedem exact. Eu cred că noi vom putea estima cum funcționează acest sistem doar după alegerile din 2018. Și după care Parlamentul, în mod cert, va trebui să vină cu multe modificări. Exact același lucru s-a întâmplat în Ucraina, același lucru s-a întâmplat în România.